E paralel cu numărul aproape, da? Cam pe aici. Accidentul s-a produs pe drumul național dintre Pitești și Curtea de Argeș, în localitatea Băiculești. Cei doi bărbați de 40 și 58 de ani au ieșit dintr-un bar unde băuseră împreună cu câțiva prieteni câteva păhărele de sărbătoare. Potrivit martorilor, s-au grăbit să traverseze în fugă strada fără să țină cont de pericol, deși trecerea de pietoni era la aproximativ 100 de metri distanță și au fost loviți în plin de un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani. Impactul a fost extrem de violent. Unul dintre bărbați a ajuns în șanț, celălalt a rămas lat pe șosea. Două ambulanțe au preluat și au transportat la spital, dar starea lor este critică. Din primele cercetări, polițiștii spun că șoferul nu băuse și nu avea viteză, însă cei doi au apărut în față și nu i-a mai putut evita.